Hristos a înviat și bine ne întâlnim la Gala Excelenței Romașcane 2024. Un eveniment de elită în cadrul zilelor municipiului Roman, un eveniment pe care eu personal îl apreciez foarte mult și mă bucur de fiecare dată când putem să fim prezenți împreună și să punctăm aceste momente deosebite și să venim cu apreciere către cei care aduc distinție municipalității, orașului nostru, creează acest etos al romașcanilor, iar în acest an este o ediție mai specială. Este o ediție mai specială, cum bine au mai fost poate și altele, dar pentru că avem, iată, cele două secțiuni a excelenței pe care o premiem constant în fiecare an, dar iată că astăzi avem și o secțiune de acordare a diplomei, a distinției deosebite de cetățeni de onoare ai municipiului Roman pentru 5 personalități, așa cum am aprobat în cadrul ședinței de Consiliu Local, iar astăzi cei care au fost apreciați pentru contribuția lor la dezvoltarea orașului nostru în timp, au primit această deosebită distinție de cetățean de onoare a municipiului Roman. De aceea mă bucur că pot face acest lucru, că pot aduce personal această apreciere către cei care sunt și vor fi de azi înainte cetățeni de onoare a municipiului Roman. Totodată avem astăzi prezenți pe cei care la fel ne fac cinste și care în ultima perioadă au adus o contribuție deosebită ori în diferite domenii de activitate, așa cum spuneam, pentru identificarea noastră ca și comunitate, aducând ori premii, ori anumite activități culturale, sportive, economice și de orice altă natură, cu influență, cu impact în ceea ce înseamnă întreaga economie a dezvoltării noastre locale. În calitate de primar al municipiului Roman, doresc să vă mulțumesc tuturor pentru ceea ce faceți pentru comunitate, pentru că sunteți un exemplu, cei tineri, pentru cei din generația lor, iar cei care au trecut de oarece experiență, sunteți, iată, exemple pentru cei mai tineri și acest lucru trebuie să continue. Vă apreciez pentru ce faceți, pentru tot efortul pe care îl depuneți, pentru disponibilitatea dumneavoastră de a fi mereu alături de semenii din comunitate, de a vă aduce fiecare în domeniul lui de activitate contribuția în ceea ce ne place nouă să spunem, așa cum încă o dată mă repet, identitatea noastră locală. Vă mulțumesc tuturor, vă doresc multă sănătate, succes în ceea ce faceți și, bineînțeles, de acum o să urmeze gala propriu-zisă pentru înmânare și pentru cuvântul de laudatio pentru fiecare în parte. Vă mulțumesc mult, domnule primar. Bună ziua, vă spun și eu, doamnelor și domnilor. Suntem încântați să vă urăm bun venit la Gala Excelenței Romașcane, un moment deosebit în cadrul zilelor municipiului Roman, ajuns anul acesta la ediția cu numărul 14. Astăzi, primăria municipiului Roman, așa cum spunea domnul primar, are onoarea de a premia 10 personalități remarcabile ale comunității noastre, persoane fizice, juridice sau ONG-uri, alături de cetățenii de onoare declarați anul trecut. Vă invit așadar să celebrăm împreună excelența, dedicarea și contribuțiile semnificative ale acestor oameni extraordinari aduse la dezvoltarea și bunăstarea orașului nostru. Vă dorim un eveniment plin de emoție și inspirație. Voi începe cu primul cetățean de onoare, Maria Sturza, născută în 1851 în familia scriitorului Ion Ghica. A fost o personalitate marcantă a epocii sale. În 1869 s-a căsătorit cu George Sturza și împreună au construit castelul de la Miclăușeni, cunoscut sub numele de Palatul Sturza, un monument istoric de artă gotică. Maria Sturza a demonstrat un talent deosebit pentru arta cuvântului și pictură, realizând numeroase opere, Biblia ilustrată și albumul de poezii Floricele rătăcite fiind reper.
Pe lângă activitatea artistică, a fost președinta Societății Ortodoxe a Femeilor Române și a contribuit la fondarea primului liceu de fete din Roma. În primul război mondial, a transformat castelul de la Mitleușeni într-un spital militar și a ajutat răniții alături de fiica sa. Gesturile ei de binefacere și contribuțiile culturale au lăsat o amprentă durabilă asupra comunității noastre. Al doilea cetățean de onoare, Ecaterina Cantacuzino. Ecaterina Cantacuzino, născută în 1873, a fost ultimul vlăstar al familiei Sturza de la Mitleușeni și o importantă figură filantropică și educațională. După căsătoria cu Șervan, Cantacuzino a continuat să investească în educație și cultură, contribuind la dezvoltarea liceului de fete din Roman, fondat împreună cu mama sa, Maria Sturza. Ecaterina a donat castelul Mitleușeni episcopiei, transformându-l într-o mănăstire de maici. A rămas alături de maici până în 1953, când mănăstirea a fost desființată de regimul comunist. După ce a îmbrăcat haina monahală sub numele de Maica Macrina, a continuat să fie un exemplu de devoțiune și filantropie. A murit în 1953, iar osemintele sale au fost aduse în anul 1970 în cimitirul familiei de lângă biserica din Mitleușeni. Ecaterina Cantacuzino este amintită pentru contribuțiile sale remarcabile, în special în educație, și pentru dedicarea față de comunitate. Prin hotărârea Consiliului Local, numărul 225, din 28 septembrie 2023, mama și fiica au fost declarate cetățeni de onoare. Noi am luat legătura cu familia, cu descendenții, am discutat cu domnul arhitect Șervan Sturza, cel care va primi semnele, dar, din păcate, astăzi nu a putut fi prezent. Nicolae Grigore Stețu, născut pe 10 noiembrie 1910 în satul Galben, județul Bacău, a fost un profesor și cercetător de excepție. După absolvirea liceului Roman Vodă și a Facultății de Litere și Filosofie în cadrul Universității din Iași, unde a avut ca profesori personalități marcante ale culturii românești, și-a dedicat viața la educație și culturii. A fost profesor și director la diverse licee și a înființat Muzeul Liceului Roman Vodă, contribuind la păstrarea memoriei unor personalități importante care au studiat sau predat acolo. A publicat numeroase articole și studii despre istoria și cultura locală și a fost un membru activ al Societății Culturale Miron Costin. Profesorul Stețcu a fost recunoscut ca un adevărat cărturar și un promotor al tradițiilor culturale, fiind un model de dedicație și pasiune pentru educație și cercetare. Astăzi, alături de noi, este fiul domniei sale, domnul Eugen Stețcu, cel pe care îl invităm alături de noi. Muzeu al personalităților din Roma și este exeget al lui Ibrăilea. A publicat multe articole de istorie literară. Mulțumesc tare mult! Mulțumim și noi! Noi vă mulțumim! Felicitări! Dacă doriți, după ce ridicați premiile, puteți să vă opriți pentru câteva clipe și pentru o fotografie alături de domnul primar. Voi merge mai departe și voi prezenta al patrulea cetățean de onoare, Alexandru Ionescu, născut pe 16 februarie 1932 în comuna Poenar, județul Neamț, fiind al 10-lea copil al familiei Maria și Constantin Ionescu. După absolvirea liceului Roman Vodă din Roman, a început o carieră didactică
dedicată educației și culturii. Deși orfan de mamă, de la o vârstă fragedă, și exmatriculat din facultate din cauza contextului politic al familiei, domnul Ionescu nu a renunțat la pasiunea sa pentru învățământ și cultură. A fost profesor la mai multe școli generale din județ și a ocupat funcții de director la Casa de Cultură și Biblioteca Municipală din Roman, unde a realizat mutarea acesteia în actualul sediu, Casa Ioachim. A fost un prolific scriitor și colaborator al diverselor publicații, fiind recunoscut pentru lucrările sale literare, printre care se numără romanul memorialistic Ani învolburați și volumele de poezie și proză scurtă. Activitatea sa culturală a fost onorată cu multiple premii literare și recunoașteri locale, lăsând o amprentă de neșters asupra comunității romașcane. Alături de noi se află astăzi fiica domniei sale, doamna Adriana Iacob Ionescu. Bună ziua! Emoțiile mele sunt duble. Pe de o parte, simt emoția pe care ar fi avut-o tata dacă ar fi fost să mai fie. Pe de altă parte, sunt propriile mele emoții. Tata, care s-a stins în octombrie anul trecut, a apucat să afle de faptul că este desemnat cetățean de onoare a orașului. Și țin minte că atunci când i-am spus, doamna Cristina, înainte ne-a anunțat, i-am spus și zic, da, uite, festivitatea va fi undeva prin mai, când sunt zilele orașului. Și i-am spus, zice, ei, o să fim sunați. Am fost sunați, numai că... Scuzați. Numai eu am avut răspunde la apelul. Mulțumesc mult primăriei că s-a gândit și la tata. A investit într-adevăr mult timp și multă energie în organizarea bibliotecii orașului. Țin minte că eram elevă pe atunci și venea foarte târziu seara acasă. Era foarte prins de, și foarte pasionat de activitatea asta. Vă felicit pentru faptul că vă gândiți la astfel de oameni, pentru că o societate prin astfel de oameni trăiește și prosperă. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Îmi voi îndrepta atenția către domnul Florin Mircea Zaharescu, născut pe 3 iulie 1949 în Sibiu, este unul dintre cei mai proeminenți sculptori români contemporani. Absolvent al Liceului de Artă Plastică din Ploiești și al Institutului de Artă Plastică Nicolae Grigorescu din București, promoția 1974, domnia sa a avut o carieră de peste 5 decenii în domeniul artei. Este cunoscut pentru numeroasele sale statui și monumente publice, multe dintre acestea fiind amplasate în municipiul Roman și în prejurii. Printre lucrările sale celebre se numără statuia domnitorului Roman I Mușat, busturile lui Miron Costin, Mihail Jora, Sergiu Celibidache și numeroase alte personalități istorice și culturale. Florin Zaharescu a contribuit semnificativ și la decorarea bisericilor romano-catolice, realizând sculpturi religioase de mare valoare artistică. Talentul său a fost recunoscut prin multiple premii de excelență și diplome de merit, iar participarea sa constantă la expoziții naționale și internaționale demonstrează vitalitatea și creativitatea sa neobosită. Îl invit alături de noi pe domnul Florin Mircea Zaharescu, cetățean de onoare al municipiului Roman. Câteva cuvinte. Trebuie să mulțumesc în primul rând celor care au făcut propunerea de cetățean de onoare, și anume președintele Uniunii Artiștilor Plastici și a Criticii de Artă, propunere la care imediat
de acord. Pe urmă, Consiliului, care a întocmit referatul și a aprobat această propunere și sper că sănătatea îmi va permite să lucrez în continuare pentru Roman. Diploma asta mi-a dat o leacă de tinerețe. Vă mulțumesc foarte mult! Dacă facem și o poate. Ne îndreptăm atenția către primul laureat din cei 10 propuși, la fiecare an de altfel. Și voi începe cu un motto de data aceasta. Voi spune că singurul mod de a realiza lucruri minunate este să iubești ceea ce faci. Nu e al domniei sale, e al lui Steve Jobs, dar se identifică cumva. Născută pe 4 mai 1946, în comuna Roginoasa, județul Iași, o localitate cu rezonanță istorică, acolo aflându-se ansamblul Palatului lui Alexandru Ancuza și mormântul domnitorului. În localitatea natală a învățat lecții vii de istorie adevărată, de patriotism neformal. A urmat cursurile liceului Constantin Burcă din Pașcani, iar în 1970 a absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie cu media 10. Despre doamna farmacist Magdalena Avădanie vorbim, cred că v-ați dat seama. A participat la numeroase cursuri de perfecționare, postuniversitare la Târgu Mureș și Cluj-Napoca, a fost repartizată la Roman, unde a lucrat încă din timpul facultății, alături de o farmacistă octogenară din dinastia farmaciștilor de Binca, de la care a primit lecții de conduită și dăruire profesională, de chipzuință și meticulozitate. În luna mai 1975 a devenit șefa farmaciei 35 din strada Bogdan Dragoș, farmacie evidențiată permanent pentru rețetele magistrale. A lucrat cu foarte mulți absolvenți din toate colțurile țării, cărora le-a transmis pasiunea pentru profesie și cu care a dezvoltat relații umane deosebite. În 1986 a fost rugată să preia farmacia 31, care funcționa într-o construcție veche, iar în decembrie 1992 a fost finalizat un nou spațiu, care s-a mutat un an mai târziu, în 93. În februarie 1993 a preluat farmacia în sistem privat cu numele de farmacia Aruncus, care funcționează și astăzi, în ciuda greutăților inerente care au apărut de-a lungul timpului. Astăzi, farmacia Aruncus este recunoscută în oraș și nu numai, ca fiind farmacia care prepară elaborări și rețete magistrale, locul unde pacienții primesc sfaturi competente și consiliere. Lucrează în farmacie zi de zi, cu dorința de a menține tradiția farmaciei de odinioară, prin preparatele ce le oferă cu drag celor care îi trec pragul, cu speranța că farmacia poate fi arta de a vindeca. În paralel cu activitatea profesională, este membru activ și vicepreședinte de peste 10 ani în cadrul Societății de Istoria Medicinei și Farmaciei. A participat la numeroase reuniuni naționale, la congrese naționale și internaționale, precum și la diverse simpozioane. Colaborează cu Muzeul de Istorie Roman, fiind o permanentă prezență la activitățile organizate în cadrul acestuia. Iubitoare de natură și geografie și istorie, este o pasionată călătoare. A vizitat toată țara, dar și alte locuri din întreaga lume. Pasiunea față de natură s-a materializat în 3 expoziții de fotografie la Muzeul de Artă din Roman în anul 2011, 2017 și 2018. A fost invitată la numeroase emisiuni televizate, la posturile locale, la SOS Sănătatea, emisiune pe care o moderam pe atunci și mi-aduc aminte cu drag de acele momente, Labirintul Succesului sau Jurnal de Călătorie. Și pentru că a înțeles că orice călătorie ne schimbă atitudinea față de viață și de oameni într-un mod pozitiv, a materializat aceste călătorii în mai multe volume, în care ne-a conectat la civilizații diverse, la istorie și experiențe noi. Este o persoană empatică, modestă și demnă, entuziastă și altruistă, care face cinste orașului Roman și un privilegiu pentru cei care o cunosc. Doamna farmacist Magdalena Avădanie.
ziua și Hristos a înviat. Aș vrea să vă spun că sunt foarte onorată de acest premiu primit astăzi. Să le mulțumesc organizatorilor și celor care s-au plecat asupra activității mele, care se desfășoară în orașul Roma de 54 de ani. Pe lângă pasiunea pentru farmacie, care am vrut să o transmit și generațiilor următoare, încă lucrez în farmacie cu credința că preparatele farmacistului pot fi de mare ajutor pacienților. Din păcate, această tradiție s-ar putea să dispară pentru multe alte motive, nu vreau să le amintesc, dar eu vreau să vă spun că am să instruiesc alți colegi care să păstreze acea tradiție, să o ducă mai departe, pe cum au fost cei din familia Tebinga, care peste un secol a slujit interesului pacienților. Aș vrea să mai spun că în călătoriile mele pe Napa Mund, din Alaska în Noua Zeelandă, din insula Paștelui în îndepărtata peninsulă Kamchatka, am păstrat sufletul și suflul romașcanilor. Întoarsă din aceste călătorii, am încercat să transmit romașcanilor din frumusețele și minunățile planetei noastre, din obiceiurile și tradițiile popoarelor pe care le-am vizitat. Vă mulțumesc încă o dată și acest premiu mă onorează să nu părăsesc munca și să fiu la fel de consecventă ca acum. Mulțumesc din suflet! Născut pe 1 februarie 1977, al doilea laureat al nostru de astăzi, în municipiul Bacău, absolvent de Roman Vodă, promoția 95, admis de pe al doilea loc la Facultatea de Stomatologie din cadrul Universității de Medicină și, Farmacie Grigore de Popa din Iași, domnul doctor Silviu Ștefănescu, în anul 2001, după absolvirea Facultății de Stomatologie, și-a continuat studiile postuniversitare, un master în politici de sănătate și management sanitar la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Perfecționarea profesională a continuat prin dobândirea competențelor de implantologie și radiologie orală, făcând parte din primele generații de medici stomatologi din România cu aceste competențe. După absolvire, a lucrat ca medic stomatolog la Asociația Caritas Roman și la Fundația Speranța Bolnavilor din Barticești. În anul 2003, alături de fratele său, medicul stomatolog Cristian Ștefănescu, au deschis clinica Dentix. Clinica este partener în cadrul unor programe de cercetare medicală, fiind implicate în dezvoltarea unor produse de augmentare și a unor terapii care țintesc să înlocuiască tratamentele cu antibiotic. De-a lungul celor peste 20 de ani de carieră medicală, unul dintre țelurile principale a fost perfecționarea continuă și atingerea unor performanțe cât mai ridicate, încercând să fie conectat permanent la cele mai noi tehnologii și principii din stomatologia și medicina modernă, prin participarea la cursuri și congrese internaționale, dar și prin dezvoltarea unei platforme de telemedicină și diagnostic medical folosind inteligența artificială. Este singurul medic stomatolog din România primit ca membru în Academia Internațională de Medicină Orală și Toxicologie din Statele Unite ale Americii, organizația care coordonează dezvoltarea conceptelor stomatologiei funcționale pe plan mondial. De-a lungul anilor a participat în calitate de speaker la diferite congrese de specialitate, fiind și coautor a unor articole publicate în jurnale științifice. În anul 2015 începe studii de cercetare privind imunitatea și microbiomul cavității orale. Ca o încununare a acestor eforturi intense de-a lungul anilor în cercetarea imunoterapiei,
în patologia cavității orale este dezvoltarea, împreună cu partenerii și colegii de cercetare, a unor produse revoluționare de protecție a cavității orale și tratament eficient a leziunilor bucale, dar și de reechilibrare eficientă a microbiomului oral, acestea fiind incluse ca parte a studiilor științifice din mai multe teze doctorale. Prin aplicarea principiilor medicinii funcționale și a unor noi concepte, bazate printre altele și pe teste de secvențiere ADN în tratarea afecțiunilor orale, doctorul Silviu Ștefănescu încearcă, alături de asociații săi și împreună cu partenerii din mediul academic și din cadrul institutelor de cercetare, să schimbe paradigma tratamentelor și a materialelor de augmentare și regenerare tisulară din sfera medicinei orale. Viața profesională se îmbină armonios cu viața de familie, fiind căsătorit și având un copil în vârstă de 6 ani. Domnul doctor Silviu Ștefănescu. Mulțumesc mult pentru această nominalizare. Este nu numai o onoare pentru mine, dar și o obligație și o motivație de a fi din ce în ce mai bun, atât pentru pacienții mei, cât și pentru comunitatea rămașcană. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Părintele Vasile Șerban Ghiniță s-a născut pe data de 19 martie 1960 în comuna Orbeni, județul Bacău. A absolvit liceul numărul 1 din Bacău, apoi facultatea de mecanică din cadrul Universității Gheorghe Anzachi din Iași în 1985, devenind inginer mecanic, fiind repartizat în același an la Umaru, Roma, unde și-a desfășurat activitatea atât în secție ca inginer tehnolog, iar din 1991, când a susținut examenul de inginer principal, va lucra ca inginer proiectant până în 1995. În 1991, aflând că s-a reînființat Facultatea de Teologie din Iași, datorită unor aptitudini și convingeri simțite și descoperite încă din copilărie, mai exact din școala gimnazială, susține examenul de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, pe care o absolvă mai târziu, în 1995, an în care devine preot pe seama parohiei Bahna, protopopiatul roman. În noiembrie 97 se transferă ca preot slujitor la Catedrala Cuvioasa Parascheva din Roman, aici ocupându-se și de reorganizarea arhivei și digitalizarea bibliotecii eparhiale. În anul 2003 este hirotesit iconom stavrofor în Catedrala Cuvioasa Parascheva din Roma, iar începând cu data de 1 iunie 2003 este numit consilier economic al Episcopiei Romanului, funcție pe care o deține până în anul 2009, timp în care a inițiat, organizat și condus o serie de proiecte în cadrul Episcopiei. A condus în calitate de delegat al Episcopului conferințe preoțești în toate protopopiatele. A predat ca profesor în învățământul gimnazial și liceal, a organizat și participat la cursuri și diferite specializări. Pentru un mandat de 4 ani a fost ales deputat al Episcopiei Romanului în Adunarea Națională Bisericească și a participat la toate ședințele și lucrările ordinare și extraordinare ale acestui for superior bisericesc, participând și la alegerea ierarhilor bisericii. În anul 2005 s-a transferat ca preot slujitor la Biserica Sfântul Nicolae din Bacău, iar din 1 iunie 2010 este numit paroh la Biserica Ștefan cel Mare și Sfânt din Roman, biserică ce a fost construită de Primăria Roman, iar din 2010 până astăzi a fost completată cu toate cele necesare unei comunități de cult pentru a fi funcțională, pictată, devenind una dintre bisericile frumoase și frecventate de către credincioșii orașului nostru, anul acesta, mai exact în prima parte a lunii iunie, ea urmând să fie sfințită.
profit de acest moment și vă invit pe toți cei care ne urmăriți de acasă, bineînțeles pe cei prezenți, dar și pe cei de acasă la acest eveniment, mai exact la Sfințirea Bisericii, care va rămâne în memoria și istoria identității noastre locale. Îi mulțumim așadar pentru toată implicarea în municipiul roman, părintelui Vasile Șerban Ghiniță. Da, este un moment de emoție, dar emoția ne înnobilează. Și ca unul care în întreaga mea activitate sau în cea mai mare parte din ea am dialogat cu oamenii, mulțumesc desigur în primul rând celor ce m-au propus pentru această distinție aleasă și zic eu că este foarte important ca să păstrăm întotdeauna legătura cu oamenii și mai ales să sădim în sufletele lor și noi, eu asta am făcut toată viața, să sădim în inimile lor ideea de frumos, de moral, de abnegație pentru muncă, cinste, respect, onoare și dacă reușim să identificăm drumul acesta, nu ne va părea niciodată privind înapoi. Vom fi mândri că suntem ceea ce sunt și dacă am inoculat semenilor noștri aceste calități, vom fi ce trebuie să fim ca neam, ca popor, ca țară, ca societate și nu vom mai sta decât cu fruntea sus, așa cum trebuie să stea un neam, un popor, inclusiv poporul nostru român. Vă mulțumesc, o zi binecuvântată și reiterez, reiau ceea ce s-a transmis în ceea ce s-a dat citire aici, invitația ca pe 2 iunie, deci este Duminica Samarinence și este ziua Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, 2 iunie, vă așteptăm pe toți, în integralitate, așa cum am fost astăzi în această sală, să veniți, să vă bucurați, să gustați puțin din ceea ce este frumos și sfințitor, din momentul Sfințirii Bisericii Ștefan cel Mare și Sfânt de strada Smirodava. Eu vă aștept cu toată dragostea și prețuirea. Vă mulțumesc! Următoarea personalitate pe care o aducem în atenția dumneavoastră este domnul cercetător dr. George Dan Hânceanu. S-a născut pe 8 martie 1978 în orașul Negrești, județul Vaslui. Este absolvent al Facultății de Istorie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, promoția 2002, precum și absolvent de studii aprofundate, specializarea în izvoarele istoriei antice și medievale la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Din anul 2009 este doctor în științe istorice, titlu acordat de Universitatea Alexandru Ioan Cuza pentru teza evoluții etnodemografice și culturale în bazinul Bârlatului, sub conducerea profesorului universitar dr. Dan Gheorghe Teodor. La recomandarea unui profesor universitar de la Iași, este angajat din 2003 la Muzeul de Istorie din Roma. Ulterior, parcurge toate treptele de muzeograf și în anul 2015 obține gradul de cercetător științific. În paralel, parcurge și treptele de avansare în Registrul Arheologilor din cadrul Patrimoniului Cultural al Ministerului Culturii, ajungând în 2014 să fie arheolog expert, cu posibilitatea de a conduce științific șantiere arheologice. Din cele peste 50 de șantiere arheologice la care a participat, unele sunt legate de istoria orașului roman, precum cele de la Biblioteca Municipală, George la nume Lidon, 2012-2013, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, 2015, Stația 1 Mai, Biserica Sfântul Gheorghe și lista poate continua. Dintre acestea, autorii volumului cu rezultate arheologice de la Arhiepiscopia Romanului și Bacăului au fost recompensați cu medalia de aur și diploma Euro Invent 2022, iar
anterior, în 2021, un volum închinat cercetărilor arheologice de la Brad, a fost recomandat de directorul Institutului de Arheologie din Iași pentru premiul de excelență în activitatea de cercetare științifică din cadrul Academiei Române, secțiunea științe umaniste. În anul 2011, domnia sa obține din partea Departamentului Direcției Patrimoniu Cultural a Ministerului Culturii atestatul de expert în bunuri arheologice și istorico-documentare, urmat, așa cum aminteam, de atestatul de arheolog expert. Respectivele atestate, alături de pregătirea profesională și experiența acumulată în domeniile istoriei și arheologiei, i-au permis să fie acceptat în Comisia Națională de Arheologie din cadrul Ministerului Culturii pe parcursul a două mandate consecutive, 2020-2022 și 2022-2024. Din această postură, a contribuit la urgentarea aprobării de către membrii Comisiei a proiectelor administrative ale orașului Roman și ale investitorilor locali. Este organizator a circa 50 de expoziții naționale și colaborator, prin intermediul instituției muzeale, la expoziția internațională în Madrid 2021, Tezaure arheologice din România, rădăcini dacice și romane. A promovat patrimoniul cultural local la aproximativ 150 de sesiuni și simpozioane organizate de instituții naționale, muzee și institute din București, Ploiești, Buzău, Iași, Cluj, Arad, și coautor la peste 150 de articole de specialitate, editor a două volume aniversare dedicate doctorului Vasile Ursache și doctorului Ion Mareș, autor și coautor la 10 volume, monografii și cataloage, dar și un atlas. În anul 2015 este acceptat în Comisia de Istorie a Orașelor din România a Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, iar din anul 2017 este cooptat în echipa de autori care a contribuit la publicarea în anul 2023 a primului atlas al orașului Roman, printre puținele din țară. A susținut, alături de cercetătorii și profesorii universitari a echipei de autori, că trecutul istoric medieval al Romanului merită să fie prioritar altor proiecte și să fie ales pentru realizarea unui atlas de excepție, Biling, publicat sub egida Academiei Române la editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Doamnelor și domnilor, domnul dr. George Dan Bâncean. Sunt onorat să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră. Așa cum știm toți, felicităm organizatorii pentru ideea de a organiza această gală și de a recompensa diferite domenii de activitate. Așa cum a rezultat din cele prezentate, încă de la început și până în prezent am încercat prin activitatea mea să promovez valorile romanului, valorile județului Neamț, prin cercetările mele și mai ales prin expoziții și publicații. Din păcate, arheologia nu este la fel de vizibilă precum medicina, da, medicii care salvează oameni, precum cei din sistemul universitar, care educă, care sunt implicați în educație. Însă și noi, la rândul nostru, salvăm vestigii. Vestigii care țin de o cultură materială umană, implicit de cultura orașului roman, de trecutul istoric medieval, care este excepțional și care ne lansează printre cele mai importante orașe din România. Mulțumesc la final tuturor celor implicați în premierea mea, familiei și, nu în ultimul rând, colegilor care mă ajută în toate aceste proiecte pe care le vedeți. Evident, atlasul pe care am reușit să-l publicăm sub egida Academiei împreună cu o echipă de profesori universitari este primul și sperăm nu ultimul pe acest făgaș.
Vă mulțumesc! Născut la Roma în pe 16 ianuarie 1953, a absolvit liceul în orașul natal și a urmat cursurile școlii tehnice post-liceale de la Cluj. A lucrat la stațiunea de cercetări agricole Secuieni, apoi agent de asigurări în diferite companii, de unde s-a și pensionat. Pe Dan Dimitriu îl cunoaște tot românul. Bun om, încărunțit, fire boemă, a crescut prin și între cărți. A rămas celebru anticariatul tatălui său, primul anticariat din Roman, deschis în 1990. A visat încă de când era adolescent să vadă cu ochii lui toate locurile descrise în cărți și să simtă pulsul lumilor cunoscute doar din fotografii. Și într-o zi dorința a prins viață. A călătorit pe toate meridianele lumii, în Statele Unite ale Americii, în India, în China, Rusia, Australia, Grecia, Italia, Franța, Anglia, însă de fiecare dată s-a întors acasă. Domnul Dan Dimitriu este și un împătimit colecționar, fiind deținătorul unei colecții impresionante de cărți poștale cu romanul de altă dată. A fost și este și va fi un luptător pentru păstrarea identității romașcane și pentru salvarea monumentelor istorice. Și pentru că știe istoria fiecărei clădiri de patrimoniu și cunoaște romanul ca nimeni altul, din anul 2022 s-a alăturat inițiativei administrației publice locale de a dezvolta și valorifica potențialul turistic al municipiului Roman, fiind ghidul proiectului Descoperă Romanul, participând la tururi ghidate gratuite pentru toți cei interesați. Din septembrie 2022, domnul Dan Dimitriu este noul președinte al filialei Roman a Uniunii Elene din România, Comunitatea Elene din Roman. Este din această funcție a susținut demersurile necesare încheierii acordului de cooperare între municipiul Roman și orașul Samotrache, prefectura Evros din Republica Elena, stabilindu-se astfel deschiderea de noi posibilități pentru raporturile de colaborare în domenii de interes reciproc și întărirea legăturilor de prietenie la nivelul celor două comunități. Pentru toate acestea, îi mulțumim astăzi domnului Dan Dimitriu. Sunt deosebit de impresionat pentru obținerea acestui titlu, deși am mai primit unul și din asta mulțumesc lui Domnul. Dar trebuie să aduc la cunoștință faptul că toată satisfacția o am avut-o devenind președintele Comunității Elene și legând acest tratat de amiciție cu Samotrachis, o insulă, oraș în Grecia, este meritul domnului președinte Gabriel Dragoș de Sopol, președintele Uniunii Elene din România, dar și al domnului primar care este de față, care a înlesnit și ne-a ajutat să punem în practică. Am fost invitați în Samotrache, iar vineri vom fi gazdele musafirilor de la Samotrache. Nimic nu este mai plăcut unui om în viață să-i fie recunoscute meritele. Eu, cât am trăit până acum, am încercat să-mi fac datoria față de cei din jur, dezinteresat, dar interesat de locul natal, de tot ce s-a întâmplat în acest oraș de-a lungul timpului, prin oamenii, pentru că romanul a lansat foarte multe personalități care au dus numele acestui oraș în toate ținuturile, deci pe toate meridianele și în toate continentele planetei. Vă spun lucrul ăsta din trăirea personală. M-am întâlnit cu personalități în Australia, m-am întâlnit în America de Sud, în America de Nord, în India,
în Japonia, în China, personalități din Roma. Iar satisfacția cea mai mare este că prin prietenia mea cu Silviu Dragomir, părintele cartofiliei românești, băiatul directorului Dragomir, care a înființat primul liceu seminar de la Roman, am fost trecut în istoria cartofiliei. Meritul aparține tatălui meu, care mi-a însuflețit această dragoste față de vederi, de cartofilie, dar și satisfacția muncii mele de-a lungul timpului, pentru că prin acest fel am reușit să fac cunoștință cu foarte, foarte multe personalități. Vă mulțumesc! Ca o continuare, voi spune așa, încă de la înființare, comunitatea Elena Roman a avut printre obiective și promovarea dansurilor grecești. Astfel, pe 28 decembrie 1994, cei prezenți la Cercul Militar Roman au asistat la primul dans grecesc, prezentat pe atunci de Cercul Micilor Dansatori, cum se numea, formația condusă de domnul Mihai Păduraru, coregraf, și doamna Aurica Țura, coordonator. Ansamblul de dansuri Areti, despre el facem vorbire, care de-a lungul anilor ne-a bucurat și ne-a încântat inimile și sufletele. Calitatea costumelor, dar și a dansurilor s-a îmbunătățit repertoriul ansamblului, cuprinzând suite de dansuri populare românești din Moldova, Muntenia, Oltenia, Ardeal, Banat, dar și dansuri internaționale, dansuri clasice și moderne, precum și dansuri tematice. Palmaresul ansamblului de dansuri Areti cuprinde numeroase participări la activitățile culturale din zona Romanului, la festivaluri naționale, precum Proetnica Sighișoara, Conexiunea Europene Iași, la toate edițiile Festivalului Elenismului, la Festivalul Diversității Multiculturale de la Iași, Botoșani și Bacău, la Festivalul Alfabetul Conviețuirii, dar și participări la Zilele Greciei organizate la București, precum și la numeroase activități pe plan local. Activitatea ansamblului Areti se remarcă și prin participările notabile la activități culturale internaționale, precum 4 festivaluri din Grecia, turneele de spectacole din Franța și Italia, continuând cu evoluțiile de la Festivalul Etnic din Balcani, Copiii din Balcani pentru o Europa Liberă, 3 ediții. De asemenea, ansamblul de dansuri Areti a participat la Festivalul European din Tilt, Belgia, și 2 turnee de spectacole în Italia și Franța. Peste tot, dansatorii noștri au reprezentat cu cinste orașul natal și țara, bucurându-se de aprecieri, dar și de aplauze. În toți cei 30 de ani de organizare a activității și alcătuirea programelor s-au ocupat coregraful Mihai Păduraru și instructorul coordonator Aurica Țura, cu sprijinul comunității Elen din Roman, Uniunii Elene din România, Primăriei Municipiului Roman, precum și al multor persoane care au sprijinit ansamblul de dansuri cu asigurarea costumelor și mai ales cu sprijinul părinților dansatori, care au fost mereu alături de ansamblul Areti. Doamnelor și domnilor, domnul Mihai Păduraru și doamna Aurica Țura. Îmi scuzați vocea, am cântat la operă și sunt puțin răgușită. Ne simțim onorați că suntem la această activitate inițiată de Primăria Romanului și mulțumim pentru invitație. În numele ansamblului Uniunii Alenete din România, apreciem și admirăm toată activitatea primăriei
care are grijă să aprecieze pe cei care fac ceva pentru comunitate. Ne bucurăm că ne înscriem în această secție a activității din orașul Roman. Activitatea noastră s-a dezvoltat în timp și ne bucurăm că am rezistat 30 de ani și vom lăsa ceva în urmă noastră pentru municipiul Roman. Avem spectacol aniversar sâmbătă la orele 18 în piața Roman Vodă și vă invităm să participați. Aș vrea să evoc un moment care m-a marcat, nu numai pe mine, dar întreaga activitate. Faptul că acum 30 de ani, primul spectacol a avut loc la Teatrul Național din București, Sala Atelier. A prezentat o mare actriță, doamna... Adela Mărculescu. E, în momentul când copiii au dansat, prima suită pe care l-am făcut-o a început cu Zorba. Grecii, când au auzit din sală, s-au ridicat și au ovaționat îndelung dansul. Formația care a urmat și generațiile în continuare dansează această suită și noi o să o punem și sâmbătă când va începe spectacolul nostru. Ce m-a marcat a fost că în momentul când s-a terminat suita, eu am coborât de la sonorizare și mergeam pentru un foyer unde copiii se îmbrăcau și o doamnă se uita la ea, la ei și se uita și mă vede pe mine și zice: domnule, asta este școala de balet din București. Pe lângă mine trece o doamnă mai tânără. Nu, doamnă, asta este școala de balet din Roma. A fost așa de frumos momentul încât am zis că e păcat să ne oprim. Și în continuare vom merge înainte. Mulțumim și felicitări. Pe următorul nostru invitat l-am cunoscut cu ani în urmă și mă bucur să-l revăd astăzi. Născut pe 2 aprilie 1977 în Comuna Ghelăiești, județul Neamț, absolvent al Colegiului Tehnic de Anobiana în 95, iar din 95-96 a urmat cursurile școlii militare de subofițieri, pompieri, Pavel Zăgănescu Boldești, Brahova. Domnul plutonier ajutant șef Liviu Manolache. Începând cu data de 27 septembrie 96 a fost repartizat la detașamentul de pompieri Roman, încadrat pe funcția de șef gardă intervenție, stingere și ardetură, unde își desfășoară activitatea și în prezent. În cei peste 27 de ani de carieră militară a participat la nenumărate intervenții pentru stingerea incendiilor, salvarea vieții oamenilor și animalelor, inundații și alte tipuri de calamități și catastrofe naturale, din păcate, intervenții pentru descarcerarea persoanelor în urma unor accidente rutiere sau feroviare. Pentru complexitatea intervențiilor la care a participat pe 28 februarie 2021, cu ocazia Zilei Protecției Civile din România, a fost recompensat cu o distinție de serviciu în semn de apreciere pentru activitatea desfășurată în slujba cetățeanului. Meseria de pompier nu este o meserie obișnuită. A fi pompier înseamnă să-ți asumi un stil de viață. Pompierii sunt o combinație perfectă de disciplină, devotament, jertfă, flexibilitate, adaptabilitate, echilibru și multă, multă empatie și dragoste față de semeni. Premiem astăzi un om care își asumă riscuri și care și-a dovedit profesionalismul și camaraderia în toate misiunile încredințate, pe domnul plutonier ajutant șef Liviu Manolache, șef gardă intervenție în cadrul detașamentului de pompieri Roma. Am onoarea să vă salut. Mulțumesc frumos pentru distinția acordată. Mulțumesc și în numele ISU pentru încrederea pe care o aveți în instituția noastră
Și misiunea noastră este întotdeauna aceeași, în slujba cetățeanului, oricând și oriunde vom fi prezenți. Sper să fie mai multe evenimente de acest gen. Mulțumesc din suflet! Vă mulțumim și noi! O poveste începută recent, povestea Go Paddle Construct, a început în 2019 după o idee preluată din Spania de la compania Jubo Paddle, care fabrică și instalează terenuri de paddle și de tenis. Paddle-ul își are originea în Mexic, fiind un sport de sinteză al tuturor jocurilor de rachetă, precum tenisul, squash-ul, tenisul de masă, un cocktail disciplinar care a sedus țările sud-americane și Spania încă de la începuturi. Paddle-ul este un sport foarte dezvoltat, popular și iubit pe întreg mapa mondului, cu milioane de practicanți, fiind al doilea sport ca populație după fotbal. În prezent, echipele de tehnicieni ale firmei Go Paddle Construct au amenajat și instalat terenuri de paddle în întreaga lume, lăsând eticheta muncii lor pe toate continentele. Astfel, 6 instalatori profesioniști au instalat peste 1000 de terenuri în diferite țări, Suedia, Finlanda, Danemarca, Belgia, Bahrain și lista poate continua. Analizând creșterea colosală a acestui sport în lume, domnul Cătălin Fărcășel, administratorul firmei Go Paddle Construct SRL, a hotărât să deschidă primul club de paddle din județul Neamț, acasă, la Roman. Prin urmare, o nouă bază sportivă prinde contur, cu 2 terenuri de ultimă generație, unde au început deja antrenamentele și unde s-au desfășurat deja 2 turnee. Turneul internațional regional de paddle, Go Paddle Open 2024, din categoria argint a circuitului Prut Paddle Tour, organizat în perioada 6-7 aprilie 2024, la care au participat 50 de jucători și jucătoare din România, Republica Moldova, Spania, Italia și Tunisia. Go Paddle Cup Mai 2024, organizat pe 12 mai, ca prima ediție a seriei de turnee locale sub genericul Go Paddle Cup. Prin organizarea acestor turnee, încurajează un stil de viață sănătos și activ, o alternativă de petrecere a timpului liber. Îl premiem așadar pe domnul Cătălin Fărcășel, administratorul Go Paddle Construct SRL, o societate autohtonă, dar cu renume internațional. Mulțumesc pentru invitație, mă simt onorat să primesc aceste diplome. Mulțumesc și pentru prezența și susținerea primului turneu internațional. Vă așteptăm la cât mai multe turnee și pe 3 și 4 august o să organizăm un turneu internațional, tot din categoria Prut Paddle Tour. Și vă așteptăm pe toată lumea să vedeți acest nou sport. Mă simt onorat că am avut sprijinul din partea dumneavoastră să pot aduce acest nou sport aici la Roman, că tot am făcut mai prin toată lumea. M-am gândit să-l aduc acasă, unde deja prinde conturi foarte rapid și avem din ce în ce mai mulți participanți și prinde foarte repede. Vă mulțumesc încă o dată! Felicitări! Acolo în spate avem două echipe de tineri entuziaști. Îndreptăm atenția către ei. Echipa de robotică de Eagles a Colegiului Național Roman Vodă este echipa de robotică care reprezintă cu mândrie Colegiul Național Roman Vodă și comunitatea romașcană în competiția First Tech Challenge România încă din 2018. Cei 18 membri, 15 elevi și 3 mentori se află la al 6-lea sezon în First Tech Challenge România. Activitatea echipei a presupus construirea și programarea unui robot performant pentru competiții, organizarea de ateliere și demonstrații pentru comunitatea locală, participarea în proiecte de voluntariat și recrutarea de noi membri. În cadrul celor 3 departamente, și am să le enumăr aici, proiectare și asamblare, programare, PR și marketing,
Membrii echipei au avut posibilitatea de a lucra alături de profesioniști din diferite domenii și de a-și dezvolta abilități precum proiectarea 3D, managementul de proiect, programarea, lucrul în echipă și gândirea strategică. Realizările lor de-a lungul anilor se traduc prin recunoaștere atât în țară cât și în străinătate. Pe lângă participarea în competițiile de robotică și răspândirea pasiunii pentru robotică prin familiarizarea copiilor și elevilor cu principiile educației STEAM, știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică, în cadrul unor campanii de informare și ateliere de lucru, echipa s-a implicat activ în proiecte de voluntariat pentru protecția mediului, pentru sustenabilitate și dezvoltare durabilă. Printre activitățile desfășurate de ei se numără prezentarea Erasmus Plus, demonstrație la zilele municipiului Roman, colectare selectivă robotizată, voluntariat Let's Do It România, prezentare la Săvoani, prezentare la, și voluntariat la Centrul Sfântul Leonardo Murialdo, prezentare la Liceul Special Moldova din Târgu Frumos. Pentru că FIRST înseamnă mai mult decât roboți, gândul că fac parte dintr-o comunitate aflată într-o continuă dezvoltare îi face cu atât mai mândri. Pentru toate acestea, îi invităm în față pe tinerii noștri, reprezentanții echipei de robotică The Eagles a Colegiului Național, Roman Vodă. Bună ziua și bine v-am găsit! În primul rând aș vrea să mulțumesc Primăriei Roman și comunității Roman pentru această distinție. Ne simțim foarte onorați și apreciem foarte mult că rezultatele noastre sunt privite peste tot în jurul comunității Roman, în cadrul orașului Roman, cât și la celelalte sate de pe lângă. Am muncit foarte mult, am avut foarte multe distincții și în cadrul roboticii și de aceea suntem mulțumiți cu ceea ce facem, dar pentru anii viitori țintim și mai sus și promitem să aducem rezultate mult mai bune și mai bune în continuare, atât pentru Liceul Roman Vodă, cât și pentru comunitatea orașului Roman Vodă. Vă mulțumim frumos! Mai vă mulțumim atât vouă cât și domnilor profesori. Clubul Roman Vodă Racing Team, ultimii, dar nu cei din urmă, începându-și activitatea în anul 2022, clubul liceal Roman Vodă Racing Dream a pornit din inițiativa unui grup restrâns de elevi de a-și construi o șansă de a se implica atât în comunitatea entuziaștilor auto, cât și să învețe despre secretele sporturilor cu motor. Luând amploare și dezvoltându-și atât obiectivele, cât și echipa, clubul de karting și automobilism sportiv al Colegiului Național Roman Vodă a început să cunoască comunitatea auto locală prin proiecte precum Roman Speed Stars, interviuri și întâlniri auto concepute pentru a aduce mai aproape oamenii cu aceeași pasiune pentru automobile, astfel legându-se prietenii și dezvoltând cunoștințe despre mecanică, tuning, pilotaj și multe altele. Numărul tot mai mare de membri a motivat clubul să își extindă raza de acțiune. Curând, echipa romașcană, vizitând tot mai multe evenimente, expoziții, întâlniri dedicate motorsportului și tuningului auto în diferite orașe ale țării, Salonul Internațional Auto București, Poli Auto Fest și Subturat, reprezintă doar câteva din activitățile la care au asistat elevii. Dorind să învețe secretele condusului la limită, echipa clubului a stabilit curând un nou obiectiv pentru membrii săi, iar comitetul de conducere a început să organizeze regulat excursii educative către diferite circuite de karting profesioniști din țară, precum VMAX Karting, Romexpo, VMAX Iași și multe altele. Astfel, liceenii au avut ocazia de a-și dezvolta abilități cruciale în spatele volanului și de a-și orienta pasiunea către următorul nivel. Apogeul clubului Roman Vodă Racing Dream a fost atins pentru prima dată în vara anului 2023. Urmând să fie depășit, spunem noi, în vara acestui an, prin crearea Raliului Romanului, o competiție auto-organizată pe un circuit închis, special amenajat în municipiul nostru, în cadrul căreia au putut participa toți entuziaștii auto, indiferent de mașina pilotată sau de experiența acumulată. O probă de macadam și una de super slalom i-a ajutat pe cei din comunitatea auto-romașcană să își dezvolte abilitățile într-un mediu sigur și propice,
Activitatea devenind astfel prima competiție de motorsport din orașul Roman din ultimii ani. Fondatorul clubului, David Băietanu, elev al Colegiului Național Roman Vodă, a fost mândru să păstreze ștacheta, să paseze, scuză-mă, ștacheta următoarei generații de elevi pasionați, lăsând valorificată în 2 ani de zile doar o fracțiune din potențialul pe care clubul îl va dezvolta în viitor. Pentru toate acestea, vă spunem astăzi felicitări! Bună ziua tuturor! Mulțumim pentru prezență și, în primul rând, mulțumim pentru susținerea din cei 2 ani de activitate pe care avem acum în calendar. Sperăm în continuare să colaborăm în moduri și mai educative, și mai calitative și din ce în ce mai complexe. Cum am spus și în micul discurs de prezentare, sperăm că și în acest an, în vara lui 2024, vom putea aduce pasiunea oamenilor pasionați de automobilism la următorul nivel prin a 2-a ediție a Raliului Romanului. Așa că, dacă doriți să vă implicați în această artă a condusului, la orice vârstă, cu orice grad de cunoștințe, sunteți mereu bineveniți și sperăm să vă putem ajuta atât pe dumneavoastră, cât și pe cei care poate nu sunt astăzi prezenți aici, poate cei care încă nu au permis de conducere, dar care au o pasiune care le arde în inimă. Așa că vă mulțumim încă o dată pentru toată susținerea și sperăm să colaborăm frumos în continuare. Mulțumim!